Candidații care au participat pentru alegerile europarlamentare sunt necunoscuți pentru alegători. Foarte mulți români stau mult și bine să se gândească pentru a-și aminti vreun candidat. Partidul din care fac parte aceștia a înclinat balanța în ziua votului. Cunoașteți vreun candidat? Candidat? Ce candidat? Acolo de... De la PSD sau... Nu, nu cunosc pe nimeni. Nu cunosc. De ce să... Nu asta ați votat cu partidul, nu ați votat cu vreun candidat anume. Nu. Pentru europarlamentare? Da. Nu știu, am votat cu Dan Diaconescu ca așa și cu PSD-ul n-are rost. Cine? Nu știu să zic, se duce filmul și... N-am nimic în potrivă. Dumneavoastră cunoașteți vreun candidat? Nu, noi cunoaștem. Cunoașteți candidații? Cum să nu? Pe cine? Care vreți să-ți? Pe care vreți dumneavoastră? Eu pe Ponta l-am. Eu am votat cu cine am vrut. Cunoașteți vreunul dintre ei? Toți sunt foarte buni, decât Băsescu e nemaipomenit. Băsescu a făcut cel mai rău în România, așa, atât cât a fost precedent. Eu l-am votat sincer pe Mircea Diaconu. Ceilalți așa n-au făcut nimic, a făcut benzina 7.000, să n-aștepte altceva de la noi pensionari. Nu-i cunosc, dar știu partidul care ești. Deci dumneavoastră ați votat cu partidul, nu neapărat cu un candidat anume. Nu, păi nu te-ai cunosc. Unele persoane nici măcar nu știu pentru ce au fost organizate alegerile. Au mers la vot doar din spirit civic. Știți ce alegeri au fost? Pentru ce s-au organizat? Nu știu. Deși candidații pentru europarlamentare sunt necunoscuți pentru români, oamenii speră că totuși legile inițiate în Parlamentul European vor aduce o schimbare în bine pentru România. Ce sperați de la alegerile astea? Să fie servicii pentru tineret, să nu mai fie furturi așa. Să fie liniște în țara noastră, că așa e frumos. Nu toți oamenii sunt încrezători că viața se va schimba odată ce au fost aleși noi europarlamentari. Pentru ce să votăm? Pentru o pensie de mizerie și toate... Sperați că se va schimba ceva? Nu cred. Ce sperați acum de la... Poporul ăsta nu cred că prea speră nimic.